Bună ziua! Vă pot servi cu ceva? Aș dori o apă plată și aș vrea o soluție lichidă care să conțină o șesime bucăți de dovleac, două șesimi bucăți de morcov, o șesime cartof și o șesime mazăre. Și te rog, spune-mi, este acrită cu acid acetic sau acid ascorbic? Poftim? Adică ciorbă de legume, domnule, cu oțet sau cu zeamă de lămâie? Borș cu leuștea. Bine, am înțeles. Și aș mai vrea o friptură de curcan, dar fii atent cum trebuie pregătită și ai grijă să-ți notezi. Deci, fii atentă. Trebuie să o încălzească cu 15 grade pe minut, până la 200 de grade. Apoi lasă un palier de 15 minute. Și apoi răcire lentă, nu bruscă, să nu o scoată din cuptor, că se încruzește, da? Așa fac eu mereu acasă și îmi iese bine, da? Și cu niște legume de care vrei tu, nu contează. Să fie, carnea trebuie să fie făcută așa cum ți-am zis, da? Auzi, da, cuptorul de care este electric sau pe gaz? Cuptor electric. Da, e bine. E bine cum ți-am spus, să păstreze curba de ardere așa cum ți-am zis eu, da? Și la desert văd aici o porție de papanaș cu dulceață de căpșun sau zmeură, ce ai tu pe acolo. Dar te rog să fie pe o farfurie de porțelan felspatic cu absorpție aproape de zero, pentru că nu vreau să mă trezesc fără smântână în farfurie. Și uită de apa plată, că nu mi-ai adus-o până acum. Adu-mi o cola, te rog, cu puțin acid ascorbic, adică cu lămâie. Ai înțeles? Repet? Totul să fie cu pâine? Un pic de poftă, că de foame grapă ochii.